Situația precară în care trăiesc mare parte dintre români este confirmată, din păcate, chiar de Comisia Europeană. Cele mai recente studii plasează țara noastră pe primele locuri între statele membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziunea socială. A consultat datele și ne oferă toate detaliile colega noastră Livia Graur, care știe tot despre raportul publicat de Eurostat. Da, țara noastră a reușit sumbra performanță de a mai ocupa un rușinos loc fruntaș între statele membre UE. Vorbim despre riscul de sărăcie și excluziune socială. Mai exact, aproape 4 români din 10 sunt în această situație, potrivit datelor recente. Asta înseamnă că aproape jumătate dintre români trăiesc la limită. Iar țara noastră este la mai bine de 15% distanță de media din Uniunea Europeană, care este de 23% și jumătate. Totuși, mai rău decât noi o duc bulgarii. Potrivit studiului Biroului de Statistică a Comisiei Europene, în țara vecină de la sud, riscul de excluziune socială și sărăcie este de peste 40%. În plus, dacă ar fi să vedem cum au evoluat lucrurile din această perspectivă în țara noastră, atunci ne dăm seama că există totuși un trend descendent. În 2010, de pildă, peste 41% dintre români erau expuși sărăciei, iar în 2016 ponderea a scăzut cu aproape 3%. Există însă și țări în care acest risc este departe de media Uniunii. De exemplu, în Olanda, procentul nici nu se apropie de 17%, nici în Suedia și nici în Danemarca, unde procentul este egal. În Austria, 18% dintre locuitori sunt expuși riscului de excluziune socială și sărăcie. În Franța, puțin peste 18%, în timp ce în Germania procentul este ceva mai mare și se apropie timid de 20%. Până data viitoare, să auzim de bine și nu uitați, cifrele nu mint niciodată.